Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip din seria asta de GTA 5 Online. Înainte de a începe vreau să vă anunț că s-ar putea în weekendul acesta, sâmbătă sau duminică, probabil sâmbătă, cel mai probabil sâmbătă, o să fim live. Vă aștept pe toți numărul cât mai mare. Cred că o să fiu live undeva la ora 5, cred, da, de la ora 5. Sâmbătă, vă aștept pe toți, număr cât mai mare, să ne strângem, să facem live tot cu GTA 5 online și probabil să spuneți voi ce să facem în live stream și chestii. Dar astăzi v-am promis că o să tunăm acest minunat buzzard. Și da, știu că nu m-ați mai văzut de mult, dacă vă place de fața mea așa, așa acolo, îmi spuneți. Add to modify aircraft, apă. Doar spray, pe bune. E tot ce pot să-i fac, doar spray. Hai să facem o culoare, măcar facem o culoare interesantă. Lava red. Facem așa. Da, aparent doar atâta. Exit the aircraft. Ok, da, și ăsta este elicopterul nou care a apărut de curând. Bă, nu l-am testat încă, dar o să-l testăm cât de curând. Da. Ce pot să spun? Exit hangar. Hai să găsim ceva de făcut, ce ziceți? Avem fir... Bă, coaie, unde mi-e mașina? Bă, where's my car? Vezi pe mașina. Bă, am o idee. Hai să mergem noi să luăm, uite, un avion. Dă-te mai aici. Mașina, chiar să-mi comand mașina. O să luăm un avion. Hai să luăm Hydra. Luăm Hydra și mergem să ne... să vedeți și voi cum am făcut iahtul, pentru că nu l-ați văzut de când am cumpărat. Și ar trebui să-l vedeți și voi. Ca să luăm Hydra, care am făcut-o neagră, full. Să vedem ce iese. Ce iese, ce poate să iasă, că... Na. Aia, nu știu și pe mine, mai parez așa. A, ce să modify, dau așa, exit the hangar. Lel? Lel, ați văzut? Nu se încărcaseră texturile. Lol. Stai, cred că pot să-i dau... Așa direct, să decolesc ca un avion. Hai, decolăm noi ca un jet, nu ca un elicopter. Fix în capăt, mi-au viteză. Da, mă apuc acum să fac zgomote de avion, dacă nu ați înțeles. Hai că în direcția aia e. Spre oraș, să mergem înainte. Nu văd cât de puțin sunt pe server. Pe sesiune, da. Nu uitați singura dată dacă vă place subscribe-ul de like. Nu știu dacă am mai spus asta, ideea e că mereu filmez episoadele destul de târziu și de aceea nu realizez dacă... Fuck. Asta nu trebuia să se întâmple. Și mi-am luat și cea mai rapidă mașină din joc. Acum știți, probabil cei care vă uitați la Maxim, că deja s-a făcut o mașină mai rapidă ca X80-ul. Și hai să luăm asta. Hai să vedeți și cum mi-am tunat-o eu. Desigur, nu e tunată la maxim pentru că level, dar pe parcursul timpului o să tunăm. Băi, cu astea. Așa. Cam așa arată mașina. Am pus tenta asta cu roșu, care... Așa și înăuntru... Așa e. Bă, mie îmi place foarte mult interiorul această mașină. E... Bine, nici nu se aude.
Bunea să... Puțin drop, puține drop frame-uri, nu știu de ce. Fac, cred că știu de ce. Pentru că ai ghicit data asta, avem și noi muzică și chestii și... Probabil încă dată mai consumă ceva. Așa, gata, trebuie să nu mai fie probleme. Ori asta ori e prea rapidă asta ca să genereze atâta viteză. Și e drept foarte rapidă, dar na. Da, nu mă mai la OBS când... Bine, trebuie să mă uit la OBS, m-am uitat la OBS, asta s-a întâmplat, de aceea m-am bușit. M-am uitat la OBS și... vreau să văd cât am filmat, 5 minute, băi, bun. Așa mult? Lumesc. Să-mi spuneți dacă ați vrea și voi episoade mai lungi sau mai scurte de GTA. Adică... Nu. No. Ok. Mamă, ăștia fac cargouri pe aici. Eu mă duc să-mi văd actul, adică pentru că ne respectăm, dacă știți ce zic. Asta e că trebuie să-mi cum așa o barcă. Asta e că trebuie să-mi sunt pe nenea capitan. Capitane! Ia răspunde tu mie. Brendan here, captain of the ship. No, asta vreau. Send the tender right away. Bun, hai să mergem mai repede să ajungem, să vedeți. Iahtul, i-am dat numele Ahri după main-ul campionul meu din LOL. Și mi-a zis un prieten, iahtul SS Ahri. Da. Deci așa am dat... așa se numește iahtul nostru, SS Ahri. Bă, mi-am mutat, sau ce? A, nu e aici. La barca mi-a dat tocmai aici. Pe unde trec și eu, frate? Nu prin boschete, prin astea trec, da, prin boschete nu. Am deci noi jos fără să dăm cu... să stricăm ceva foarte rău. Da. Așa, bă, dar sper că n-am mult de mers, adică... Da. Pam, 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 pam. Bun. Aoleu, dați valuri, măi, și eu speram să ajung repede, că nu știu ce... Fuck. Bă, sincer să fiu destul de dezamăgit, mă așteptam să pot să tunez mai multe la... atac, chopper, buzzard-ul, așa, când mai venea. Că până la urmă în elicopter folosit, dar la fel și la Hydra, adică și la ea mă așteptam să pot să tunez mai multe chestii. Nu doar atâta. Oricum, bă. Măcar i-am schimbat culoarea, am pus o culoare mai frumoasă. Bine, că majoritatea, de fapt, da. Mi-am ordonat garajele și am observat că orice înseamnă mașină care să fie blindată, vezi? Ahri. E. Boi.
orice înseamnă mașină care să fie blindată, i-am dat culoarea neagră. Ceea ce... Da. Să mergem la domnul capitan aici, să vedem ce ne spune. Ia zi șeful ce ne spune. Aici, gen, poți să-l mut. Hai să-l mutăm aici. Vespucci Beach shouldn't be a problem. Ok, hold on a jiffy. Chie, tata! Poze de thumbnail, da? Poze de thumbnail, mu! Ce să mai... Gata, să te mergi la Vespucci Beach. Dacă știi cum zic, hai să intrăm și în jacuzzi puțin. A intrat și în jacuzzi. Op! În apă! I-am dat cu diplă, fiți atent. Bă, sper că nu se... Așa. Bă, cam atât în acest episod. Episodul viitor va fi cu Enduro. Doar că nu e Enduro, o să luăm o mașină. Data asta și o să testăm pe... minunatul nostru traseu. O dată viitoare, numai bine. Ciao, pa. Nu uitați de live stream. Vă aștept pe toți.